Domnule Mititelu, Federația Română de Fotbal reacționează după declarațiile pe care le-ați făcut dumneavoastră? Nu, nu Federația, săraca de aia e prizonieră. Unica e pe la Federație reacționează și pun Federația în antet. Îmi cer scuze, dar trebuie ce să... Reacție? Ce reacție are Federația? Vă citesc imediat punctul de vedere al Federației Române de Fotbal, având în vedere declarațiile făcute... Ia lui Bodescu, la noi al Federației. Nu mai pune ștampi la Federație pe ce scrie Bodescu și apăriții lui. FRF a luat act de declarații, declarațiile preluate de mass media și acestea au fost transmise deja Departamentului de Integritate și Antifraudă a FRF. Reamintim că Federația Română de Fotbal are o politică de toleranță zero. Nu mai e pe competența departamentului, e direct DNA competența aici, ce dracu? Ăștia schimbă competența, păi e competența lor treaba asta să te ancheteze ei pe ei. Ăștia mai dă și pe condamnare, te pomenești că condamnești pe filmul acum. Domnule Mititelu, vă spunem doar ce punct de vedere are Federația și Departamentul de Comunicare anunță că trimite la Integritate povestea aceasta. Da, adică trimite la să ne ancheteze ei. Nu e domnul de ce spune domnul Mititelu, e false declarația. Îmi cer scuze, dar în aceeași măsură cred că așteptăm din partea fiului dumneavoastră nu să meargă la DNA așa cum a spus, dacă are acele informații, să meargă și să le spună că nu este corect. Deja le-a sărit în ajutor, deja ați început să ne vedeți cum sunt. Eu am sărit în ajutor, da, domnule Stoichiță. Le-a sărit în ajutor cel la Federație, știu. Domnule Mititelu, cu ce eu am spus doar că Adrian Mititelu Junior a făcut niște declarații. De asta, vedeți, de asta au rezistat, pentru că au oameni și în presă și imediat încep cu nebunile astea. Citam un comunicat de presă. Era un comunicat de presă. Mine să râd când mă iau că anchetează departamentul lor. Păi se ducă numai la DNA să ancheteze un procuror, nu ăștia, auzi, asta e bună. Păi nu, dar eu aștept, ba din contră, eu aștept... Să chemăm altori, să chemăm declarații, să vedem niște facturi, niște chitanțe. Să vedem acolo, facem un caz ca lumea, să vedem Bodescu după aia ce mai zice, după aia ce galbene că l-au chemat la DNA. Păi asta așteptăm, domnule Mititelu, dacă într-adevăr au fost acele discuții, există martor. Adrian Mititelu Junior a spus că merge la DNA, e foarte bine, că nu ar trebui să se întâmple dacă au fost lucrurile așa. Eu am mers la DNA odată cu toate probele și când se face flagrantul, au fugit procurorii. Păi și de unde să aducem noi procurori din altă parte atunci? Păi nu asta, nu vreau să mă spune că sistem, cât de bine e ancorat. Bun, sperăm să nu mai existe lucruri de genul acesta și vă lansez public invitația. Unii pierd milioane, libertăți și alții decât vorbesc. Bun, eu vă țin pumnii și încă o dată vă lansez invitația. Când veniți la București, vă așteptăm cu mare drag. Vom intra într-o vacanță, să nu interpretați în cheia în care ați fi la București în perioada următoare. Am și eu, e de restul lui, ai zis că Federația a luat tag. Nu, dumneavoastră, azi noapte părerea mea că Bodescu n-a dormit. La noapte să vorbiți că se gândește, mamă, ce probe ori avea, o fi așa, nu o fi așa. Ori avea probe, ori avea, dar el nu știe că le avem. Dacă le aveți, toată lumea le așteaptă în spațiul public. Iertați-mă. Și le așteaptă toată lumea, părerea mea că le așteaptă decât doar unii. Ah, bine, toată lumea e opinia publică, dar din fotbal mai puțin le așteaptă. Bun, încă o dată, eu nu sunt fan Bodescu, nu am o relație cu Gabriel Bodescu, nu vorbesc cu Gabi Bodescu, da, doamnă, omul nu ăsta știu... A făcut mult bine fotbalul românesc, omul, de când a venit la Federație, s-a îmbogățit, are viața, și a schimbat viața, are afacere, are tot ce trebuie omul. Să fie sănătos, nu știu ce a făcut, chiar nu știu nimic despre Gabi Bodescu. Păi, să întreb pe Vivi Răchită și pe... Să fie primit că a ajuns și pe fotbalul românesc. Deci nu e Răzvan Burleanu. Nu, Burleanu, părerea mea că e o statică lui Bodescu, că se antrenează de Bodescu și conduce Federația, o conduce Bodescu, de fapt. Da. Am înțeles. Domnule Stoichiță, așa cum dumneavoastră îl conduceți pe Viordănescu, că așa se spune. Da, mă rog, sunt păreri și păreri. Da, dar e opinia domnului Mititelu. Eu îi respect opiniile domnului Mititelu, dar și domnul Mititelu poate să greșească. Ca noi toți. Da. Da, domnule, noi greșim, că asta eu greșesc eu, da? Și am curajul să spun lucrurile pe nume, asta e problema, că nu sunt diplomat. Am spus că puteți greși și eu greșesc probabil uneori. Da, domnule, eu greșesc la Federația când a delegat pe acest individ la acest meci.
domnul Mititelu. Nu cred că l-a delegat domnul Botescu pe Covas la meciul lor. Dar cine l-a delegat? Chiar Bazar, din părerea mea, că dacă primește mesajul cu listă, că dacă primește ampiul la Bazar. Păi v-a spus un șef la arbitrii care s-a acoperit toate nenorocirile și mizerile. De fapt, e pus de fațadă de Vasară. Și ca să mai... Deci cea mai... Asta e regia, asta e găsența lui Bodescu, ca să nu mai aibă... Să nu speră pe mâine. Au găsit un... Au angajat un irachian, pardon, un grec. L-au pus în față, dar de fapt toate sporturile trag ei. Domnul Hitelu, deci, vă spun, e părerea dumneavoastră, dar puteți greși. Balaj l-a cerut pe Covaci și pe Popa. Asta a făcut. N-a spus, bă, arbitratul urât, avantajat Craiova. A cerut Balaj, dați-mi pe Balaj, pe Covaci, pentru că era singur care putea să execute această operațiune, iar Popa a dat un om de-al lor ca să meargă pe aceeași unison, pentru că dacă la alții n-au avut curajul, că nu știu, că nu-i controlează chiar pe toți. Au și câțiva executanți. Și asta are și avantajul că are meciuri bune, a avut meciuri bune în general Covaci, are o reputație bună, chiar dacă ea este umflată în Europa. Și ce poți să mai contezi la un arbitru care, auzi, acum e în cărți, arbitrii nu știu ce meci în Europa. Și domne, nu știu ce meci în finala Champions League. Mă dau seama, deci totul a fost gândit cu cap, pentru că operațiunea... Și care a fost denumirea operațiunii? Salvarea CFR-ului. Nu mai contează ce spune Mititelu, ce spune ăla. Ăștia intră la categoria neimportanți. Important să fie salvat, pentru că dacă salvezi CFR-ul, salvezi niște punți, salvezi niște obligații mult mai mari decât vă ghibuiți.